zici? Continuăm excursia în județul Buzău. Hai să vedem ce alte obiective turistice putem vizita. Drum bun! Vom folosi aceeași hartă pe care am trasat rețeaua de pătrate. De data aceasta vei primi informații despre locul de vizitat, vom fixa punctul pe hartă, iar tu vei citi coordonatele. Uite un exemplu. Vom merge la Sărata Monteoru. Stațiune inaugurată în 1895 și recunoscută pentru apele din izvoare Sărate și Nămol, folosite ca tratamente pentru diverse afecțiuni, trasee turistice, șantiere arheologice și monumente istorice fac obiectivul atractiv pentru turiști din toată țara. Spune acum coordonatele! Îți mai spun ceva. La Sărata Monteoru este și un parc de aventură cu tiroliene și trasee la înălțime prin copaci, care îți oferă o modalitate plăcută și sănătoasă de petrecere a timpului liber. Mergem la Pietroasele, locul unde a fost descoperit tezaurul Cloșca cu pui de aur. Acum, în zonă, poți vizita un sat dacic. Ne acum coordonatele. Mergem la Hergelia de la Cislău. A fost înființată în anul 1884 din inițiativa regelui Carol I. Cai și echitația? Sport, eleganță și grijă față de animale. Spune acum coordonatele. Mergem la Siriu. Lacul, apoi barajul Siriu, un loc magic ascuns între pădurile Buzăului. Primul baraj realizat doar cu pământ, piatră și argilă, nefolosindu-se deloc ciment. O inovație în anii 1972. Spune acum coordonatele. Mergem la Lacul Vulturilor sau Lacul Fără Fund, învăluit în misterele unor legende locale. Spune acum coordonatele. Ei, și acum iată pentru câte obiective turistice ai stabilit coordonatele în cele două excursii. Știai că un asemenea sistem de coordonate geografice se folosește pentru a stabili poziția oricărei locații de pe Pământ. Globul pământesc este împărțit într-o rețea de linii imaginare. Unele sunt paralele cu ecuatorul, trasate de la est la vest, altele trec imaginar prin ambii poli, de la nord la sud. Folosind intersecția celor două coordonate, putem stabili poziția oricărei locații. Acest sistem de coordonate este foarte important în navigația maritimă, aeriană sau terestră. Imaginează-ți o călătorie printr-un loc neexplorat încă. Nu-i așa că sistemul de coordonate te ajută? Iar atunci când ai și tehnologia cu tine, de exemplu GPS-ul, acesta se conectează la un sistem de sateliți și vei afla cu precizie locul unde te afli, chiar și înălțimea la care ești. Felicitări! Alături de Ina, matematica este joc și poveste! Te felicit pentru călătoria ta și te aștept în următoarea poveste!